Echipa antrenată de Adrian Chiruț și Iulian Andrei n-a avut nicio șansă în meciul de joi seară disputat în compania celei de-a doua clasate în Liga Zimbrilor, Potaisa Turda. Ardelenii au condus la pauză cu 20-13, iar în final s-au impus la o diferență de 14 goluri, scor 37-23. Cei mai buni marcatori ai echipei sucevene au fost Juverdianu și Cobzi, fiecare cu câte 4 goluri înscrise. În finala mică a turneului din Maramureș, CSU Suceava a înfruntat vineri ultima clasată în Liga Zimbrilor, CSM Reșița. Sucevenii au condus la pauză cu 11-10, dar fluierul final a găsit cele două formații la egalitate, scor 25-25. Finala mare dintre Minaur Baia Mare și Potaisa Turda a fost câștigată de gazde cu scorul de 34-24. Clasată pe primul loc în seria A a diviziei A, cu un avans de 3 puncte în fața celor de la CS Magnum Botoșani, CSU Suceava va începe partea secundă a sezonului, pe data de 2 februarie, în deplasare cu Politehnica Iași.